Vă salut și bine vă regăsi la un nou clip, am dat drumul la filmare, vreau să începem astăzi cu un cufăr norocos mede ne tot bântuie acest cufăr și de câteva săptămâni sau zile, tot ne apare câte unul sau două, trei și le deschidem de fără vreun folos, hai să le deschidem și de data asta să vedem care i treaba, în început acum, poate, poate chiar apare ceva mai interesant, dar mai sunt doar câteva șanse, Sac Emoții, Pusolă, General iongan și încă o dată și gata, da. Deci a apărut încă un cufăr de la portalul map de săptămâna asta. Am făcut prima invazie, ia să deschid și cufărul că este doar unul. 15 trombocite, mi se pare că mai vându câteva, ia să ne uităm și pe shop. Mm. Cred că 10 maxim s-au dat de pe shop. S-ar putea să se fi și ieftinit. Deci o să le mai schimbăm prețurile. În rest s-au vândut niște gărzi, am mai pus eu acum 30 pe piață. Și trebuie să punem și un element și să schimbăm un element acum repede pentru un băiat. Deci mai luăm niște oni. Cam greu cu oni în perioada asta, 250 cam pe acolo suntem acum. Dar o să mai luăm și acum, o să facem pe la 160 și ceva. Și strângem, strângem pentru că vreau să fac și eșarfa așa cum v-am și povestit Și haideți să vedem ce elemente mai punem fraților pentru că am cererea asta După care mai vedem noi ce facem, mi-a zis să mai și încerc câteva orisoane Uh, mai vedem pe ce reușim sau ce reușim să prindem cu orisoanele acelea, a zis să nu le mai vând că mai degrabă aș încerca pe iteme. Totuși la cum se fac banii mai degrabă zic că am ales bine să le vând data trecută, dar mai vedem, nu țin neapărat să le vând, o să mai și încerc să văd dacă apare ceva pe itemele mele. Întâi haide să băgăm elementul sau mai degrabă zis hai să schimb pe, pe, pe itemul pe care vrea băiatul acesta. Deci pe FMS-ul ăsta, 14 pe pe element, băiatul vrea întuneric, haide să punem și ceva young pe contul ăsta. Păcat că n-a venit și un voucher pe contul principal, era bun pentru niște shop-uri offline, că ați văzut că nu prea mai avem acolo. Dar tot o să cumpăr astăzi, hai să schimb elementul. Îl dăm băiatului. Și ar mai vrea o adăugare plus 3. Ia să-l întreb tu, poate cine știe e, da ok, haideți să vedem pe ce mai băgăm și băiatul vrea tot tuneric pe niște PFN-uri, deja am băgat plus 1, 2% pentru primul pergament, hai să continuăm să vedem cât intră total, continuăm cu plus 2 ia să vedem, 3%, o să intră cred că puțin element aici și per total PFN-urile au 4% fraților, simțeam eu că nu intră mult, dar poate îl ajută acolo de T sau unde le folosește. Probabil de te. Bun, hai să îi le dăm banii, am primit, am 267 și e bine și așa zice el. E ok, ajută totuși, vrut 3, uh, n-a deci, vrut plus 3, a ieșit plus 4, na. Deci n-a vrut plus 3, a ieșit plus 4, cu plăcere. Hai să continuăm și noi să vedem ce facem. Vreau să facem shop offline acum câteva în plus. Avem în depozit de la cufere Alastor. O să mă uit și la prețuri să văd cât mai costă Alastorele. Poate s-au mai ieftinit, dar nu cred. Dacă s-au mai ieftinit, poate mai luăm 10, dar dacă nu, o să iau mai degrabă două vouchere și aia e. Pentru că mi se pare că am destule zile în depozit acolo. Am și uita câte, dar cred că am peste 20, ceva de genul. Nici n-ar mai fi nevoie să cumpărăm de pe item shop, dar am zis hai să mai plusăm, poate pe la 30 să avem total. Ia să vedem ala stoarele. Poate mai pică un shop offline de 7 zile, ceva de genul. Tot pe la 12 ani sunt 10 bucăți. Nu știu dacă cumpăr din nou sau să iau, poate cine știe mai vin niște upgrade-uri că am, am 30 în depozit mai vedem noi puțin mai încolo, deocamdată o să iau niște md -uri. deci dacă tot n-a venit voucherul MD o să iau de, de pe shop, 2 Ion 44 și voucherul, au fost și perioade mai rele, Haideți să le luăm, cred că mai aveam eu și MD-uri parcă, dar o să iau și mănușă site, ia să vedem cum stăm cu ea, 9 zile, deci ar trebui să luăm, uite 216, Ia să vedem aleatorile dacă ne ajută și Bun, două zile, bun, 12 ore, o zi, 12 ore, ia să vedem. Hai să mai luăm două și gata. Să avem și de mânușe și cam aia e. Oho, bun, 60 de ore și 6 ore. S-a oprit pe 6 ore. Hai să zicem uh, băiatului acestuia ce să facă la level 35. A zis că vrea să-i dau o idee de făcut oni. Are alchimie opacă, m-aș gândi să ori să rămână pe la 61 pentru evenimente cele, cele sau ce mai vine acum, mă gândesc că poate vine și ochiul de vară, dar niciun semn, fraților, se duce vara, ce să mai, că mai sunt 3 zile de vară și nu a venit ochiul de vară, aparent, deci s-ar putea să-i schimbe numele în ochiul de toamnă sau ochiul de vară-iarnă. În fine, hai să-i zicem băiatului și după aia revenim și noi. În primul rând vreau să încerc să schimb pe talismanul acesta de pământ, poate prin ceva valoare atac, orice, hai să vedem ce apare. 7 res, hai să vedem că și pe talisman intră greu, 300 pv sânge, al patrulea bonus sunt unecare, 8% în res nimic, încă două, hai să vedem. Tot PV și rezistență la sânge și nimic. Haideți să mai vedem că mai avem. Hai să continuăm și mai băgăm unul și în brățara asta de foc. Ne uităm după. Al doilea bonus. Bă, dar vrea numai PV pe talismanul ăsta. Atac magic pe brățară. Un 25 atac era foarte, foarte decent pe brățara asta de lacrimă mai bag unul pe talisman, mamă, dar nu vrea nimic pe talismanul ăsta, am vine să mă opresc cu el, dar nici pe brățară, eram sigur, deci iteme, am iteme pe care intră foarte greu, deci de acum încolo nu prea mă aștept să intre ceva, dar asta am zis să, să mai și vând. Haideți că am luat și armura de vânt, că poate mergem și la șarpe cu ea astăzi dacă o facem mai bună, dar la ce am văzut până acum nu prea am avut șanse mari. Uitați cum vine 50 valoarea ta cu ăla, să apară încă 50 lângă. Dar uitați și, și voi ce apare de fapt, nu mai prostii, 350 PV, 1 magie. Mi se pare că dacă avea măcar 15 magie, totuși era, era ok pentru șarpe. Nu știu, asta nu știu sigur dacă magia face diferența. Dar parcă am auzit eu ceva, că și magia... În fine, 1% oricum nu este suficient. Trei o travă. Cred că las o travă pentru șarpe că dacă dăm, dacă dăm o travă la mobi, pică mai repede. Las așa. Și vreau și pe talisman ceva. Uite, al 5-lea bonus 1% și PV prostii. Deci, tot pentru șarpe este și talismanul ăsta, dar uite că nu apare nimic. Deci, chiar nu vrea deloc. Și ultimul orison. Al treilea bonus 25% întunecarea și o travă Bă, nu putea să fie mă 25% pământ, că mă iau acum de el, uitați-vă și voi. Sau al treilea, de fapt e Zodia. Da, nu știu ce să zic de talismanul ăsta, o să-l mai las deocamdată așa, am văzut o maximă, putea să fie măcar al cincelea bonus 25% și era super. Dar uite că nu, nu s-a gândit. Hai să mai vedem și o brățară, încă o brățară, poate prindem și pe o brățară ceva, măcar, sau pe vreun item ceva, că n-am prins pe niciun item nimic aproape. Adică nimic să zicem, bă, hai că ne ajută substanțial, 300 PV, 2 sânge. Să las și sângele ăsta cu... Cred că aș lăsa sângele. Las sângele cu PV-ul pentru că ajută la gărzi, pentru mele este ok. Ia să vedem noi și pe asta. 450 PV și sânge. Rezistență la gheață bun, bun. Rezistență la gheață și 20 valoare atac. Hai să zicem că doar unite item am făcut. Doar un item, fraților, decent. Ăsta da, ăsta da. Am băgat 20, cred că 20 ori 4, 80 de oni în itemele astea, ca să știți. Și am făcut brățara, însă nu i-am mărit valoarea cu 80 de ani și cred că doar cu vreo 15 maxim. Și vreau să vă mai zic ceva, deci off camera am mai făcut ceva progres pe warul de la elemente. Pentru că toată lumea a rămas cam fără Phoenix de foc și am zis trebuie să fac ceva cu warul că nu prea mai rezistă fiind gol acolo. Deci dacă e gol sunt foarte mulți mobi pe el și nu rezistă așa până acum fiind player și... Uh, nu, au, nu veneau toți, nu veneau foarte mulți mobi pe el rezista și făcea fragmente, dar am observat că dacă nu sunt player nu prea rezista și am zis ia să fac eu ceva în privința asta, manual pe papuci reușit, manual pe coif reușit. E și uite acum băiatul bate și las și suraul și oarul plus grupa care dă un pic de apărare. Fragmente s-au mai făcut, mai am și stacuri în depozit și dăm înainte ușor, ușor și cu arul mai face ceva profit și pe partea asta. Într-adevăr am avut ceva noroc cu manualele astea două, că mi-au reușit din prima, deci alt, altceva n-am investit în temelelea. Uh, și uite că au vrut până la urmă. Bun, și asta am vrut să vă anunț. Haideți că ar mai fi și câteva iteme de plusat, sunt foarte curios de armurile astea dacă ies. Până acum două eșoate la plus 8. Una plus 8. Cred că ar fi cam un în bucata plus 9 sau poate chiar mai mult că nu m-am mai uitat, dar ăstea de ninja sigur sunt mai mult. Care eșuează, bineînțeles. <laughs> Ce v-am zis? Și hai să vedem și la plus 9. Eșuat cel de oar. Eșuat de lican și iese de șamancă. Nici, nici de șamancă n-a ieșit. Hai să vedem și pe partea de accesorii dacă facem ceva. Avem 4, 5, 6, Cercei plus 9, adică plus 8 și le dăm acum la plus 9. Eșuat. Bă, un cercel n-am mai văzut plus 9. Deci chiar nu n-am mai apărut niciunul de foarte, foarte mult timp și oricum nu sunt cine știe ce gen la bani. Deci nu înțeleg cum poate să ieșeze în halul ăsta și să fie undeva pe la 80 ca ca un on. Deci ce cei chiar nu prea merită plusați. Papucii mai degrabă, ia să vedem, dar uite nu avem ce ne trebuie deocamdată. Perlele cred că îmi lipsesc. Hai să punem și un element de fulger pe o trăvită 50 medie, 2 critică, 35 valoare atac și 7 orici din valoarea totală. După cum puteți vedea, frumoasă o trăvită, îi punem fulger acum. Ia să vedem, eșoare prima. Revenim cu reușită să vedem ce procente intră pe o trăvită asta 50 medie. Ai cu prima reușită și ai intrat. 6 fraților. Bombă primul. Continuăm. Haideți că a reușit și al doilea. Mai avem două pergamente aici. Ia să vedem al doilea. Bum. 12. 6 cu 6 și încă 1 6. Hai acum. Eșoare. Stați că revenim. Totuși este bombă elementul. Doar din adaugă deocamdată, sta să vedem, sta să vedem, poate cine este ultima 8, dar nu mă întind. Oricum, Băiatul chiar poate să și scoată, dacă vine un element mic, poate să scoată și să-i pună cel puțin 6, până acum este super, hai să vedem ce, ce se întâmplă cu ea. Și ultimul plus, ia să vedem ce a intrat până la urmă, 14, deci ultimul a intrat slăbuț, a intrat 2, dar v-am zis că poate să scoată și să mai încerce. Per total eu zic că e un element super și așa, adică nu cred că se aștepta nici atât, dar v-am zis, se poate și mai bine. Îi zicem 6, 6, 2 a intrat. Fraților, încercăm să facem o bișniță aici cu niște celeuri și 51 de cutii cu pui, să vedem dacă merge. Băiatul a zis 63 de onda, dar eu i-am zis 61, să vedem ce zice. I-am pus banii, Hai să vedem, acceptă sau nu. Îi dau ok. Dacă da, accept la ăstea, poate mai luăm și niște iteme. Care și niște iteme? Aparent a acceptat trade-ul, văd, deci am luat celeurile și cutiile cu pui. Preț bun, deci nu pot să zic că nu. Am, am face un profit, deci celeurile, de fapt celeurile nu le-aș vinde, dar uh, cutiile cu pui deocamdată puiam, deci o să le vând un pic mai încolo, pentru că prețul de acum este cam mic este un on bucata să știți, dar eu zic că s-ar mai scumpi. Hai să vedem ce mai luăm de pe aici, că hai să vedem, poate, poate mai scoatem ceva la preț de bișniță. Ce ce ăștia îmi plac, 20 ori 20 diavol, putere gheții 1, dar na, pe ăștia mergeau niște orisoane. Uh... Hai să zicem că poate oferim ceva pe ăștia. Haideți că mai ales două iteme, o trăvită, 39, medie, 2, critică, 1, pătrundere, n-are, 6, 7, cine știe ce, dar bine că are măcar. Și cercei la 32 ne-am înțeles, o să vedem noi când le punem după. Și hai să vedem ce mai are, să vedem ce mai luăm, că prețurile sunt bunicele, am putea să luăm, am putea să luăm profit, nu pot să zic că nu. Doar să vedem cât stau și cu ele. Păsta cât să cerem, nici nu știu unele prețuri, că nu m-aș băga să le iau chiar pe toate, că nu sunt chiar așa de ușor de dat. Poze data asta, iar e greu de dat. Coiful ăsta nu e mult, adică poți să iei unul cu 20 vampiri și atât. Papuci ăștia nu sunt mult. În rest nu prea mă atrage mare lucru. Mai are un rib, dar nu prea nici la cam și un pe piață și stau cu el de Ohă, o trăvita și cercei, ai să zici că s-ar mai vinde, dar în rest nu prea prea știu ce să mai cumpăr de pe aici. Talismanul ăsta 25 dunecare, care ai să zici că ar mai fi. Mm. M-aș opri aici cu cumpăratul fraților, i-am făcut ceva vânzare, însă aș pune stop. Deci... Uh... O să-i zic că pun stop, mă opresc aici cu cumpăratul, mai avem și noi 160 de ori, dar uh, o să refacem shop-ul și o să fie bine, cred. Cu cutiile, cu pui, mai așteptăm puțin că zic că s-ar mai scumpi, părerea mea. Hai că vedem cum vorbim. Hai să vedem și la plus, fraților, dacă facem ceva. Uite, am făcut o pereche de cercei până la urmă. În sfârșit, mai facem una? Nu. Are și un bonus, hai să vedem și cu papucii. Eșuat prima pereche, dacă am face și două perechi, gen una de Nimbus, una de Phoenix, ar fi super. Hai să vedem, asta are și 10 săgeată. Continuăm cu ieșuări aparent, uite una a reușit acum, asta are două bonusuri, eșuat. Încă două bucăți și s-a terminat cu plus 8 aici pe papuci și avem 3 bucăți plus 8. 3 bucăți plus 8 și o pereche de cercei plus nou. Hai să vedem. Eșuat. Phoenix și. Mai am o pereche de cizme Nimbus. Nu știu dacă s-au dat pe shop. Uite, am mai făcut una. Hmm, hai că am făcut până la urmă ceva până în final. O pereche de cizme și cercei ăștia. Un on cu vreo 5 perechea asta. Cred că este 6 on pe ele. Hai să vedem cum refacem shop-ul. Avem și itemele acelea în plus. Deci să vedem pe unde le facem loc, că oricum era full shop-ul și de asta i-am zis și lui. Uh, nu m-aș băga să cumpăr foarte multe iteme, că nu prea am loc nici pe shop, asta este problema. Dar îl puteți contacta, poate le dă la prețuri pachet, gen, dacă aveți nevoie sau sunteți cu bijnița, le cumpărați pe toate și aia e. Oricum băiatul a vrut să le dea pe toate, însă i-am zis, i-am și zis în PM, nu le-aș lua pe toate. Nu am nici loc pe shop, hai să vedeți cum e shop deci, Acum ar mai fi câteva spații, dar dacă mai punem și câte o cutie cu pui, mai punem și o trăvită, mai punem și alte chestii cu feregardă, se face full-full oricum. Deci hai să vedem cum ar arăta, îl refacem acum, ne punem pe refăcut șopul și vedem. Haideți că șopul este gata, l-am făcut aici. Este aproape full, mai era un spațiu Și spațiul ăsta, stați că mi s-a dat Mi s-au dat 10 marcasite Am un on deja vânzare Este plin Am pus și șarfa de 24 Am pus-o mai mult pentru că nu vreau Să o dau aparat și oricum Suveranul există Dacă nu se dă o să mai Băgăm câte una așa încet încet Cine știe poate sare și de 25 Oricum am mâncat destule și am avut două, uite, fix aici am avut două diamante, am zis să mai cumpăr de până la 150 de oni să văd dacă iese ceva. Uite, pe slotul ăla poate prind un mitic, pun un mitic de fapt. Am ceva antice, hai să vedem ce se întâmplă cu ele. Le plusăm acum. Haide să plusăm să vedem ce iese. Începem cu reușită legendar, legendar, legendar. Eșoare, prima eșoare, două eșori, Bă, bine. De ce bine? Am putea să ne oprim aici, să facem profit, însă n-am loc pe shop, așa că hai să vedem mitic. Hai că vedem. Un mitic, ok. dar gol. Hai să mai iau un antic. Deci iau banii de pe shop. Dacă tot am primit acolo un 1, o să mai iau un antic, dar asta e să vedem că oricum trebuie să, să mai transform unul ăsta că nu, nu mi-ajung. Și dacă mai iese un mitic e super. Nu o să avem loc de el, dar măcar să iasă. Sau poate îl plusez la clar și fac un clar și îl pun pe shop. Dar nu mai îmi fac planuri că știu că eșuează. Oh, full ăsta. Da, e la legendar. Băi, avem un mitic și un legendar. Nu cred că suntem pagubă, cred că suntem chiar și așa profit, dacă ieșea ăsta era super bine. Dar o să-l pun, uite, miticul 9 50 pe shop. Și legendarul cred că e aproape de 4. Hai să văd ce mai scot de pe shop. Uite, a fost 11 ani miticul. Dar s-a mai ieftinit aparent. Și ia să vedem ce mai scoatem de pe aici. Scot jadul ăsta. Și pun legendarul mai degrabă. 3 ioni, 7, 7 să-l pun. Bun, cam ăsta e shop -ul. Cam ăsta am pus, n-am pus deocamdată cercei, că am zis că poate mai schimb pe ei, cei pe care i-am luat la bișniță astăzi, am pus doar, am pus doar o deocamdată, cutiile cu pui încă le am, v-am zis, mai ținem de ele să vedem dacă se mai scumpesc, dacă nu le ținem pentru noi și uh, o să deschidem, că avem nevoie în permanență de pui. Într-adevăr, eu mai am zile, de asta zic că le-aș și vinde, dar vedem cum e piața și ne orientăm dacă le vindem sau nu. Am schimbat și pe 6-7 astăzi, prățara asta a ieșit interesantă, dacă știam că iau cercei ăștia, mai încercam și pe ei. Sunt destul de interesanți. Și o trăvită am pus-o pe shop, sta să vă arăt și prețul, am pus-o pe la 24 dacă nu mă înșel. 24 de uni are și element. 6-7 nu prea e cine știe ce, dar văd care va vampir din valoarea totală și ar merge de catacombe doar. Plus elementul ăla zic că e ok. Acum să vedem că stăm cu ea, doar o am pus-o din ce am cumpărat astăzi, Celeurile urile s-ar putea să le păstrez. Poate mai plusăm ceva sau în caz de avem nevoie de instante pe ninja acolo mai deschidem și pe ninja. O să dau o cutie cu pui astăzi la giveaway dacă au fost 51. Scrieți acolo în comentarii. Ia să ne gândim noi. Scrieți în comentarii câte zile aveți pe shopul offline. Dacă nu aveți shop offline, scrieți că eu fac shop normal. Uite, eu am 28 până la urmă. 28 am scos. Și continuăm data viitoare și pe partea de PVM. Astăzi nu am avut timp să, să mai farmez. Dar să știți că am mai fost pe la boș sau da nicovalele, deci am mai fost pe la Nicovale, dar și la chei. La chei este nebunie totală, asta vă zic din prima, deci sunt foarte mulți. Deci sunt pe fiecare CH cred că câte un player și sunt și de la regate diferite, deci m-am dus mai degrabă pe Nicovale deocamdată, le-am pus și deja le-am vândut, deci până am început filmarea s și dat. Hai să vedem ce mai dăm și până data viitoare. În momentul de față avem 150 de ori, să zicem așa, hai să vedem cu cât revenim, să sperăm că merge piața pe ce am pus eu aici. Vă țin la curent și vom vedea, poate facem și șarfa asta la un moment dat, dar... Dacă nu, dacă, continu să, să, dacă continui să investești foarte mult, s-ar putea să mai scad de pe shop și să o și vând pentru că nu are rost să investești chiar atât de mult. Mai vedem dacă facem și rost de alte orisoane. Astăzi am cam investit destule și au ieșit câteva iteme parțial ok, se putea și mai bine, asta este clar. Continuăm și ne auzim data viitoare și poate și ceva pe partea de PVM. Vă salut și multă pace, vă urez și mult succes. Mulțumesc și membrilor, vă salut!